Partidul Național Liberal protestează împotriva închiderii spitalelor din România și a modului în care sunt tratați angajații spitalelor, medicii, asistentele, acele persoane care au o responsabilitate enormă, persoane care fac diferența dintre viață și moarte. PNL Dâmbovița a demarat o amplă campanie prin care vrea să dea o șansă vieții. Astfel, astăzi, membrii Partidului Național Liberal Dâmbovița și nu numai au donat sânge, venind astfel în ajutorul persoanelor care au nevoie disperată de el. Această campanie s-a adresat tuturor celor care au vrut să dea o șansă vieții. Toți cei care au dorit să doneze sânge au fost așteptați la centrul de transfuzie sanguină Dâmbovița. Partidul Național Liberal este alături de oameni și pentru oameni. Această acțiune este prima dintr-un șir care vor avea loc în viitorul apropiat. Acțiunea de astăzi are ca scop, de fapt, după cum bine se înțelege, ajutorarea celor nevoie. De fapt, particularitatea acestei acțiuni este că se va repeta, deci nu este o acțiune singulară. Ea la o perioadă de timp se va relua. Ideea de la care am pornit este că vrem să schimbăm percepția asupra politicii și asupra politicienilor. Vrem să ne aplecăm către nevoile reale ale cetățenilor. Vrem să venim cu soluții concrete și mai puțin cu vorbe. În afară de asta vrem să arătăm că nouă ne pasă și nu suntem indiferenți la ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Câte persoane au venit azi? Până la acest moment, în jur de 10 persoane. Partidul Național Liberal trage un semnal de alarmă în ceea ce privește ignoranța actualilor guvernanți față de oameni, față de sistemul sanitar din România. Un sistem muribund, de unde, din ce în ce, multe cadre medicale competente pleacă în țări unde cei care conduc conștientizează importanța lor. V-ați alăturat acțiunii inițiate de liberali. Cum apreciați aceasta? E o operațiune, în primul rând, cu un pronunțat caracter umanitar și consider că a fost o inițiativă cât se poate de nimerită, dat fiind faptul că sunt cererile și necesitățile foarte mari pentru tot ceea ce înseamnă persoanele aflate în suferință și așa un mic gest prin care arătăm că suntem alături de cei care, într-un fel sau altul, au nevoie de... Din cât am înțeles, în această acțiune este și un protest față de reorganizarea din sistemul sanitar care a creat un haos în țara noastră. Mă rog, în România, la ora actuală, pot să spui că orice faci ar putea să fie interpretat și ca un protest. Sigur că cei care lucrează în sistemul sanitar cunosc mult mai bine lucrurile. Este și un protest, dacă luăm sub acest aspect, dar... Din punctul meu de vedere, vorbesc ca persoană, este mai degrabă un gest de a fi alături de cei aflați în suferință. Astăzi ați venit să donați sânge. Da, sunt puțin emoționată pentru că am considerat că este un gest normal pentru al oamenilor sănătoși sau aparent sănătoși, dar față de cei care sunt în suferință și din păcate sunt destul de mulți din aceștia. Sperăm să fie o picătură de sănătate și de ajutor pentru cei care au nevoie. Pe lângă membrii Partidului Național Liberal care au mers să doneze sânge, am stat de vorbă și cu câțiva oameni care au venit acolo din nevoie să doneze sânge. O femeie ne-a declarat acest lucru. Veniți mereu să donați? Da, sunt foarte mulțumită, mă simt bine. Fetele sunt cum să cade, drăguțe. Și asta e. Îl faceți umanitar sau îl faceți pentru... Și umanitar și pentru tichete.